Bună ziua! După cum cunoașteți, astăzi a avut loc întâlnirea online a Comitetului pentru Situații de Urgență. Prin hotărârea numărul 45 din 14 septembrie a fost propusă prelungirea stării de alertă pentru încă 30 de zile. Totodată au fost mai multe propuneri care se referă la trei aspecte, și anume campania electorală, ziua votului, plus partea cu organizarea mitingurilor și a demonstrațiilor. Deci s-a adăugat cuvântul demonstrații, deci nu numai mitinguri electorale, se pot organiza și demonstrații, însă în limită regulilor care sunt stabilite pentru mitingurile electorale. Asta înseamnă 100 de persoane, respectând toate regulile care sunt impuse prin Ordinul Ministrului Sănătății și a Ministerilor de Resort, care sunt ordine comune. De subliniat că pe partea campaniei continuă regulile care în mare parte sunt cunoscute. Numărul maxim rămâne la fel, 50 în interior, 100 în exterior. Portul măștii, triajul observațional, dezinfecția spațiilor în care se derulează activitățile, deci aspectele de igienă obligatorii care sunt stabilite prin ordin. La nivelul secțiilor de vot urmează să fie stabilite prin ordin al Ministrului Sănătății, bineînțeles împreună cu Ministerul Afacerilor Interne și cu avizul Autorității Naționale Electorale. Deci va exista un ordin care va stabili regulile și regulile includ aspectele care privesc accesul, aspectele care privesc modul în care se va desfășura votul și dau două, trei exemple. Unu, obligativitatea dezinfectării mâinilor la intrare în secția de vot și la ieșire din secția de vot. Cartea de identitate va fi introdusă de alegător în sistemul informatic, bineînțeles va fi instruit cum să o facă, doar cei care au buletine vechi din hârtie, că mai există care au astfel de buletine, atunci procesarea se va face manual, iar operatorul care procesează buletinul va dezinfecta mâinile înainte și după ce manipulează buletinul respectiv. Deci asta este în interiorul secției de vot. Mai sunt și alte reguli care urmează să fie publicate, inclusiv portul măștii obligatoriu la toți care participă în interiorul secției de vot și la cei care vin ca să voteze. Referitor la partea cu mitingurile și demonstrațiile, deci se vor permite demonstrațiile în limita a 100 de persoane, în spații deschise, bineînțeles, dar aplicându-se aceleași reguli ca și pentru mitingurile electorale, adică portul măștii, distanțarea și celelalte aspecte generale de igienă. Mai a fost aprobat un aspect referitor la Ministerul Culturii, în urma mai multor solicitări care au venit, excepția de la carantină a echipelor de filmare și echipelor care sunt angrenate în producții în interiorul României și care vin, bineînțeles, din afară. Ele vor fi scutite de carantină. Oricum erau scutite prin alt articol, care este articolul cu activitatea profesională, dar s-a dorit clarificarea acestui lucru, că să limităm anumite proceduri birocratice care trebuie acum să treacă prin ele. Deci asta este situația în general. Vă răspund la întrebări dacă aveți, vă rog. În rând, dacă un alegător vine la secția de vot și nu are o mască, există posibilitatea ca acolo să obțină o mască pentru a... Eu, din ce am înțeles, este că da, va putea să obțină o mască, dar recomandarea totuși este ca alegătorii să vină cu mască. Îi sfătuiți să vină și cu pixul de acasă? Nu știu dacă acest lucru pot să spun, nu știu procesul exact dacă acceptă acest lucru, dar dacă vine cu pixul în care îl ține el de mână și scrie acolo unde va scrie, pentru că nu știu ce va scrie acolo. Trebuie în semnătură. Final. Deci pentru semnătură. Pentru semnătură, da, poate să vină cu pixul de acasă. Dacă pentru acest lucru poate să vină cu pixul de acasă și să semneze cu pixul de acasă, poate că este și mai bine așa, că să nu se transmită între membrul comisiei și între alegători. Deci este foarte bine. Încă o întrebare, ar fi obligatoriu, este obligatoriu măsurarea temperaturii la intrare pentru alegători? Deci este triajul stabilit prin
Ordinul Ministrului Sănătății. Deci acolo ce este introdus în ordin va fi obligatoriu. Mulțumesc. Bună ziua, Mioara Costin, Realitatea Plus. Aș vrea să ne precizați dacă urna mobilă poate fi solicitată doar de către cei care sunt confirmați ca având virusul sau și de către cei care acuză simptomele COVID-19? Nu, deci urna poate fi solicitată, bineînțeles, în limita legii și de către persoanele care nu sunt afectate de COVID, dar ce a fost declarat și în cadrul ședinței de guvern de către domnul prim-ministru, prima dată urna va fi planificată să meargă la cei care nu au probleme cu COVID și după asta, la sfârșit, va merge la cei care sunt carantinați, izolați, la domiciliu sau, bineînțeles, în spital. Bună ziua, Alex Vlădescu, Antena 3. Vreau să ne spuneți puțin dacă, în primul rând, masca va fi dată jos în interiorul secției de votare pentru a fi verificată identitatea alegătorului. În mod normal, pentru verificare, va fi dată masca ca să se vadă și după care va fi pusă înapoi. Cam asta este modul în care se va lucra. Normal că trebuie să fie văzut fața persoanei care votează. Și apoi, cum se procedează? Vor fi anumiți membri din secțiile de votare care vor număra voturile celor care au coronavirus, cei care sunt în carantină? Sunt măsuri luate de către Ministerul Sănătății în acest sens și de către autoritatea electorală. Deci, persoanele care vor număra buletinele care vin din zonele care au fost persoane cu suspiciune sau care sunt persoane infectate, normal vor fi protejate și vor fi alte măsuri pentru ei, vor fi separate numărătoarea decât numărătoarea obișnuită care se face în secția de vot. Și cei care numără aceste voturi vor fi testați după? Nu am informații asupra acestui lucru și nu cred că este necesar să le testez după acest lucru sau să-i testez după acest lucru. Deci numai dacă apare vreo problemă, asta este, dar nu testez după ce au manipulat buletinele, pentru că chiar dacă l-au manipulat, testarea nu va avea absolut niciun sens imediat să fie după proces. Eventual, dacă apar probleme ulterior, normal că persoanele vor urma regulile de carantinare, regulile de izolare și de testare care sunt stabilite prin ordinele Ministrului Sănătății. Mulțumesc. Bună ziua! Spuneți că vor fi reluate sporturile de contact. Aș vrea să vă întreb dacă și piscinele la interior vor fi redeschise. Nu, încă nu. Mai va fi o analiză peste vreo 15 zile și vom vedea. Deci la acest moment nu. Și în legătură cu țările verzi, în ședința CNSU ați actualizat această listă? Încă nu și aici există o discuție la nivelul Uniunii Europene pentru unificarea abordării limitelor și a restricțiilor de către statele membre și așteptăm să vedem concluzia care va fi acolo, pentru că cel mai probabil vor fi anumite reguli europene care le vom respecta cu toții. Din cauza asta se așteaptă să vedem discuțiile care sunt la nivel de reprezentanți, la nivelul sau ambasadori la nivelul reprezentanțelor noastre, să vedem care e decizia la nivel european. Dacă decizia va fi într-un anumit sens, când să se ia măsura carantinării, când să se ia măsura cu testele pentru scutire de carantinare, atunci aceste măsuri automat vor fi aplicate și în România. Spuneați că la demonstrații și mitinguri vor putea participa 100 de persoane. Dacă vor fi mai multe, ce veți face? Pentru că au fost mitinguri aici care au durat ore și au participat cu mult peste 100 de persoane, s-au dat câteva amenzi și atât. Deci aici este rolul deja de aplicare a ordinii publice de către structurile de ordine publică. În mod normal, dacă legea sau dacă actele normative spun un anumit număr, orice este peste acest număr devine ilegal și normal se pot lua măsurile de către poliția, jandarmeria, de la amenzi până la și alte măsuri dacă se consideră necesare. Deci regulă este regulă. Poftit? Deci nu pot să caracterizez eu ce se face din punct de vedere al ordinii publice. Deci, în mod normal, aceste meeting-uri nu trebuiau să aibă loc. Și acum să stabilim foarte clar, aceste meeting-uri care se fac nerespectând legea, oricând poate să fie supuse unor măsuri care sunt măsuri specifice ordinii publice. Și aici trebuie discutat cu colegii care se ocupă de acest domeniu și care iau deciziile în acest domeniu. Deci dacă la un meeting sau o demonstrație vor fi peste 100 de persoane, numărul în plus trebuie să dispară. În mod normal, și asta este ce scrie regulamentul. Deci este o hotărâre de guvern, este un act normativ. Când actul normativ îți spune cifra maximă este 100, cifra maximă nu este 102 sau 110, este 100. Și ar trebui să fie respectat. Și ar trebui și din partea populației să există această compleanță de a respecta regulile. Dacă regula spune 100, până acum nu erau permise, acum s-au permis.
s-au permis în anumite limite. Măcar să respectăm limita. Deci acum sunt permise demonstrațiile. Dar să fie respectate în limita regulamentului. O singură precizare, dacă se poate, dacă o persoană refuză să poarte mască în secția de votare sau să își dea masca jos pentru a fi verificată identitatea, nu îi se va mai permite să voteze? Deci astea sunt situații ipotetice care poate să ia decizia cel care este în comisia deci în comisia de vot care este în secția respectivă. Dar dacă persoana nu vrea să poartă mască, în mod normal, nu îi se permite să intre în secția de votare. Deci asta este o regulă, iarăși, e stabilită prin ordin de ministru, e stabilită prin acte normative. Si se permite să intri dacă 1, 2, 3, dacă ai mască, dacă respecti distanțarea, dacă te dezinfectezi pe mâini când ai intrat, pentru că vei atinge obiecte care le vor atinge și alții, și anume ștampilă, pixuri, etc., și la ieșire să te dezinfectezi din nou, că să fim siguri că nu a scăpat ceva și te-ai infectat. Și atunci te dezinfectezi la ieșire. Cine nu vrea să respecte regulile, atunci este posibil că membrii comisiei să nu-l permită intrarea, să nu-l permită exercitarea dreptului. O singură întrebare, dacă mai permiteți, dacă în ziua votului o persoană care a intrat în secția de vot, fie că vorbim de membru al secției de vot, fie că vorbim de un cetățean care a votat, este descoperit că având COVID după ce face un test, ce se întâmplă cu secția respectivă? Se închide? Dacă s-au respectat toate regulile, dacă s-a respectat și portul măștii, dacă s-a respectat totul, persoana respectivă foarte, foarte puțin probabil va transmite la alții. Asta este clar. Iar votul se desfășoară în curs a unui număr de ore. În aceste ore nu cred că o să fie și descoperită persoana și închisă secția. Deci răspunsul este nu, nu cred că vom ajunge acolo. Mulțumesc!